Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, o cafea, să spunem astăzi, un pic mai specială, pentru că, iată, se anunță o grevă astăzi de avertisment, grevă generală de luni. Să vedem dacă sindicatele au ceea ce le trebuie ca să le funcționeze instalația pentru o grevă sau nu au. Dar astăzi e grevă de avertisment și ziua poate a fost aleasă într-un fel special pentru că astăzi este și examen de evaluare la clasa, evaluare națională, nu exact, evaluare națională la clasa 4-a, cred că la matematică, ne lămurim pe parcursul emisiunii. Și e așa, ca un fel de semnal, îl ținem ăsta astăzi în afara orilor de grevă, dar vedeți că se poate întâmpla. E o problemă cu greva la profesori, la, în sistemul de învățământ, nu numai la profesori, și învățători și tot, pentru că de obicei se amenința cu greva, hai că facem, hai că nu știu ce, dar până la urmă examenele mergeau înainte. Acum, cred că bomboana pe coliva grevei a pus-o, o să râdeți, președintele profesor al României, pentru că liderii de sindicat s-au dus la o întâlnire la Cotroceni și au fost primiți de o consilieră care a spus, da, domnul președinte profesor, o să transmită, o să-i transmit domnului președinte profesor. Altă soluție se pare că nu există, în condițiile în care profesorii pe grila de salarizare votată, aprobată prin lege, nu sunt foarte aproape de ceea ce trebuia să fie. Dar ca să nu vorbesc eu despre ce nu știu întotdeauna, o să încerc să stăm de vorbă cu domnul Gabriel Ploscă, lider de sindicat, lider proeminent în sindicat. Bună dimineața, domnul Ploscă! Bună dimineața, domnul Bălănescu! Îmi cer scuze că vă deranjez așa de dimineață, dar e o zi importantă astăzi, grevă de avertisment. Înainte de a intra în cauze și modalități de ducere a acestei greve, spuneți-mi un pic astăzi ce se va întâmpla. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație și că îmi dați posibilitatea să mai lămurim din aceste probleme atât de mult discutate în ultima vreme. Astăzi va fi greva de avertisment care, conform legii, trebuie să prevadă, să preceadă greva generală care va începe luni, începând cu ora 8 dimineața sau ora 7, în funcție de orarul unității școlare. Astăzi, în intervalul orar 11-13, se va întrerupe activitatea didactică. Adică colegii noștri nu vor mai face ceea ce au prevăzut în planificările lor calendaristice, dar vor supraveghea elevii, deci vor fi cu elevii în clase, deoarece acești elevi s-ar putea ca după greva aceasta de avertisment să aibă ore, cei care termină la ora 12 ar trebui să, de la ora 11 să plece acasă și se poate întâmpla orice și nu dorim lucrul ăsta. Și atunci așa am hotărât și în întâlnirile cu liderii de sindicat care am avut-o aseară, ca colegii noștri să supravegheze, dar fără să facă actul didactic. Astăzi mai sunt și alte activități și mă refer la evaluare. Am avut discuții și cu doamna inspector general, și ideea este că se vor desfășura aceste evaluări, dar în intervalul 8-10 sau 9-11. Nu în perioada grevei. Nu în perioada grevei, desigur. Desigur. În același timp, noi, colegii, am rugat să afișeze, să pună pe ușa cancelarii, la ușa, poarta școlii, anunțuri
prin care să anunțăm această grevă de avertisment. În același timp să se scrie pe tablă, se poate discuta cu elevii, în special cu cei de la liceu, despre ce se întâmplă, de ce am ajuns la această formă extremă de protest sindical. Bun, haideți să vedem de ce ați ajuns la această formă extremă de protest sindical. Eu aș începe puțin mai din urmă, fiindcă protestele noastre au început mai de mult. Să zicem, imediat după debutul anului școlar, 2022-2023. Au fost repetate avertismente sub forma unor pichetări la guvern, la parlament, la prefecturi, la toate instituțiile posibile, instituțiile care pot să ia decizii în această țară. A fost apoi un marș, și bănuiesc că toată lumea l-a văzut, un marș de mari proporții în București, tocmai ca să atragem atenția asupra acestor probleme nerezolvate, mereu amânate, mereu acoperite de promisiuni mincinoase, niciodată onorate. Și aș vrea să spun câteva lucruri. Desigur că o să plec de la salarizarea din sistemul de învățământ, care este dezastruoasă în momentul de față. Toate categoriile de personal care lucrează în educație sunt afectate, sunt nemulțumite. Și aș începe cu personalul didactic de predare. Spuneți-mi un pic, față de grila de salarizare votată la un moment dat, cum stau profesorii acum? Trebuie să diferențiem puțin. Deci cei debutanți care au niște salarii în jur de 2500 de lei nu au ajuns încă la nivelul maxim prevăzut de legea 153 din 2017. Personalul, și vă dați seama, pentru oamenii ăștia care poate au o familie, poate au un copil, poate sau vor să-și facă o familie. Sau vor să-și facă familie. Locuiesc într-o undeva unde nu sunt cu părinții care i-ar mai putea ajuta sau să stea împreună cu părinții și au nevoie de o gazdă, au nevoie... Vă dați seama în ce condiții se descurcă. De aceea, asta este și motivul pentru care asistăm la fenomenul acesta, anume acela că tinerii poate cu har pentru educație, nu mai vin către sistemul de educație. Și sunt de înțeles la un moment dat, fiindcă oamenii trebuie să aibă un rost care să le permită să-și ducă traiul, un trai decent, am spune noi. Este vorba de personal didactic de predare, să vorbim despre cei, eu știu, la sfârșitul carierei didactice. Să știți că ajung undeva la 3900. Și este această frustrare că după o viață de muncă ajungi la un astfel de salariu. Și cu o pensie aproape de miză. Păi, tocmai să vedem și mai încolo, adică efectele acestei salarizări dezastruoase la pensii. Dar nu trebuie să rupem aceste salarii și o să merg și mai departe la celelalte categorii de conjunctura care este, adică explodarea prețurilor, inflația cu două cifre. Lucrurile devin din ce în ce mai grele, aproape de nesuportat. Merg apoi la personalul nedidactic. Și didactic auxiliar, mai întâi. Avem categorii de didactic auxiliar care încă n-au ajuns la prevederile din legea 153. Deci maximul care trebuie atins, spunem noi, încă din 2020. Acești oameni mai mult au o fișă a postului foarte încărcată, fiindcă reducerea au fost permanent în sistemul de educație. Și în principal au fost reducerile de la didacticul auxiliar și la nedidactic. Avem apoi nedidacticul, care, ce să mai spunem, într-o situație dezastruoasă. Salariile sunt în jur de 2000. Foarte mulți oameni fac naveta și nu li se decontează această navetă. Au sarcini peste sarcini, tocmai datorită fenomenului despre care vă vorbeam, a reducerilor. Vedeți și acum, s-a încercat prin acea ordonanță ca să se blocheze angajările. S-a revenit în urma protestelor voastre, atitudinii noastre tranșate. Ați văzut că sunt exceptate domeniile educației și sănătate. Domeniul sănătății.
Da? E, oamenii ăștia, la un moment dat, sunt în situația de a duce munca a doi oameni, fiindcă unul nu mai este. Vreau să vă spun că, de pildă în București, au fost foarte multe posturi de didactic auxiliar libere și nu au pe cine să angajeze, fiindcă nu se mai duc oamenii pe asemenea salarii. Aș merge mai departe și la personalul de conducere și control. Și aici discuțiile sunt și nemulțumirile sunt totale, fiindcă din 2018 acestor oameni nu mi s-a mai mărit leafa în niciun fel. Dar responsabilitățile și ale lor au crescut. Iată, deci, o oglindă a ceea ce se întâmplă cu salarizarea în sistemul de învățământ. Dar nu vrem să fim înțeleși. Nu e vorba numai de salarii aici. Mai este vorba despre infrastructură, este vorba de condiții de muncă. Deoarece, haideți să nu privim numai la liceele, la școlile din orașe, mai să ne uităm și ce se întâmplă și în jurul orașelor, în școlile de la țară. Și o să vedem că lucrurile nu stau prea în roz. Pe urmă, e vorba de dotări. Vedeți că este o explozie a informațiilor, a sistemelor acestea moderne. Păi ca să putem să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă, eu știu, în alte țări cu care de multe ori ne comparăm, numai la salarii nu ne comparăm, trebuie să oamenii noștri să facă formare, să facă formare adevărată, să facă, dar nu pe banii lor. Fiindcă acum colegii noștri își plătesc de foarte multe ori aceste formări. Domnul Ploscă, mă scuzați o secundă, aici am și eu o completare. Tot sistemul acesta cu acele puncte care trebuie acumulate într-un număr de ani, credite. Cu acele credite, este un sistem profund incorrect. Deci profund incorrect. Profesorul, ca să poată să acceadă la niște lucruri, trebuie să strângă aceste credite. Astea se strâng în cea mai mare parte pe bani, pe cursuri făcute. Unde? În instituții care, în mod normal, ar trebui să facă aceste cursuri, cum să spun eu, cu un acces gratuit în marea lor majoritate, pentru că asta e treaba, de exemplu, la casele corpurilor didactice. Avem tot felul, adică este aberant. În câțiva ani de zile plătești câteva salarii ca să participi la cursuri. Ceea ce nu este normal. Sunt de acord cu dumneavoastră și noi am cerut repetate rânduri renunțarea la acest sistem al creditelor sau măcar să fie ceva, eu știu, acum sunt 90, să fie 20-25. Trebuie să recunoaștem și spuneam mai înainte, de fapt, că colegii noștri au nevoie de formare, o formare adevărată, nu formală, una adevărată, dar nu pe banii lor. Și acum, nu sunt nostalgic, dar eu mi-amintesc înainte de 89, atunci când în domeniul în care eu lucram, mi apărea o noutate tehnologică, eram luat, eu și alți colegi de-ai mei, și duși acolo la locul faptei, să zic, să vedem, să învățăm, ca pe urmă să știu eu cum să-i pregătesc pe elevii noștri. Dar ce nu se mai face? Sigur că era cheltuiala de la bugetul statului. În momentul de față nu se mai face acest lucru. Mai departe, nu cu mulți ani în urmă, mai era un bun obicei. Indexarea salariilor în funcție de inflație. Și era 5%, 6% în funcție de inflație, care acoperea cumva creșterea prețurilor. Lucru care nu se mai face de ani buni. Domnul Ploscă, știți cum e? Asta nu se face, dar indexarea taxelor și impozitelor locale, de exemplu, se face automat în funcție de inflație. Exact. Adică inflația există, plătești taxe și impozite mărite în funcție de inflație, dar salariile nu se indexează în funcție de inflație decât acolo unde există posibilități și nu vreau eu acum să intru în aceste amănunte, că se indexează neoficial. Vorbim despre ce ne-am împins la această acțiune
a noastră extremă, cum am spus de mai multe ori, este și faptul că era un alt obicei. Se plăteau niște ore suplimentare pentru didactic auxiliar, pentru nedidactic. Era vorba maxim 360 de ore pe an, din câte mi-amintesc. Acum nu se mai plătesc, se compensează cu timp liber. Dar acest timp liber nu există. Liber, că oamenii ăia nu au timp când să-și facă aceste zile. N-au pe cine lăsa în loc. Exact, exact. Iată un alt motiv pentru care noi suntem acum în această acțiune grevistă. Acum spuneți-mi un pic, reacții din partea părinților spre sindicate au fost? Bine, trecem peste faptul că multe cadre didactice, foarte multe cadre, toate cadre didactice sunt și părinți, mulți dintre așa ei. Este. Așa este. Da. Și am văzut chiar și declarația președintelui asociațiilor, comitetelor de părinți, care își dau seama de realitate, își dau seama de ce se întâmplă și spun că avem dreptate cu demersul nostru, că demersul nostru nu este numai pentru noi, pentru salarii, ci este atât și pentru infrastructură, condiții mai bune de învățat, care până la urmă duc la o educație mai bună a copiilor. Sigur că avem și părinți care văd altfel lucrurile, sunt supărați, ne condamnă, dar noi îndemnăm pe părinți să vadă cu lucrurile cum stau cu adevărat și să vină alături de noi, să fim solidari, poate împreună cu părinții, cu elevii noștri, vom reuși mai repede ca să-i facem pe acești oameni să vină, să discutăm, să găsim soluții reale pentru toate aceste probleme. Și n-aș încheia fără să vorbesc și despre sporurile pentru condiții de muncă, fiindcă și în învățământ, să știți, că sunt condiții uneori mai grele. Sunt îmbolnăviri, erau îmbolnăviri datorită prafului de cretă. Noroc că acum nu prea mai scriem cu creta, dar încă sunt locuri în care se scrie cu cretă și pot să fie îmbolnăviri profesionale. Dar sunt și alte condiții de calculator, nu, în alte domenii. În alte domenii se găsesc soluții pentru a rezolva. La noi niciodată, numai la spălătorii au un spor foarte mic de condiții deosebite. Și mai este un lucru foarte important pe care noi îl cerem. Să renunțăm la acest blestemat de EduSal. E un sistem acesta de informatic pentru salarizarea noastră. Sigur, noi am salutat la vremea respectivă când a apărut această idee că trebuie să existe cât de cât o monitorizare a salarizării. Numai că acest EduSal trebuie să fie programat să funcționeze după legi, nu cu încălcarea legilor la un telefon dat de un anumit personaj din Ministerul Educației, care se uită în buget și văzând că nu este suficient, hai să mai ciupim de colo, adică să furăm. Și argumentez și mi-asum, domnul Bălănescu. Ordonanța 48. Cum fură? Păi așa, vă dau acum un exemplu. Ordonanța 48, prin care guvernul a recunoscut practic furtul și prin care se spunea că tranșele trebuie să se acorde tranșele de vechime conform legii, era un articol acolo 38. În același timp dirigenția, gradația de merit să se calculeze la salariu în plată și nu la salariu de dinainte de război. Că asta au făcut. Și în felul ăsta au furat mereu. Datorită faptului că noi am mers în instanță și avem mii de acțiuni în instanță, iar instanța ne-a dat dreptate, că nu avea altfel cum din moment ce am demonstrat că am fost furați, atunci s-au hotărât ca să dea această ordonanță cumva de reglementare și prin asta au recunoscut că s-a furat. Da, da. Așa stau lucrurile. Știți cum e? În instanță sunt mii de acțiuni, spuneți și dumneavoastră, prin care profesorii își cer niște drepturi care trebuiau acordate cândva și vin mult mai târziu, numai după ce instanța hotărăște lucrul ăsta. Exact. Și după aceea vin în rate. Exact. Exact. Este drept că, bine, în primul rând este trist un fapt, că trebuie să ne ducem în instanță ca să ni se acorde un drept legal. Asta se întâmplă în România, dar
Noi acolo am cerut și actualizarea sumelor cu indicele de inflație, ba chiar am cerut și dobânzi. Fiindcă da, așa cum statul ne execută atunci când nu facem o plată către el, așa am zis și noi că trebuie să facem și am cerut și aceste dobânzi. Bun, deci, acum... că nu este în ordine acest lucru. Ar trebui să ne primim drepturile care ni se cuvin la timpul potrivit. Bun, acum să vă spun, de exemplu, am primit o întrebare. Hai serios, până acum, domnule Plosca, ați bătut câmpii. Când vorbiți de performanță versus salarii, sau nu e cazul? Păi aici aș face și eu un comentariu. Performanță în învățământ există. Problema este cum este calibrat sistemul de învățământ ca să direcționeze performanța doar în câteva locuri. Și dacă stăm să ne uităm cu atenție, există performanță și în școlile din mediul rural. Numai că ea există cu elevii care își doresc să învețe. Și dacă eu îmi pot permite un comentariu, ca să spun așa, ca un fost cadru didactic, pentru mine cea mai mare problemă care există în învățământ acum este cum ajung copiii în clasa 5-a fără să știe să învețe, să citească și să scrie așa cum ar trebui, la nivelul la care ar trebui. Cred că acolo ar trebui lucrat foarte mult, pentru că sunt copii care ajung chiar la nivel de liceu și nu știu să scrie și să citească cum trebuie. Dar asta ține, o spun eu, de calibrarea care se face la nivelul învățământului în România. Nu că nu ar exista performanță, pentru că copiii care vin și învață la rare, și Hogaș, Ștefan cel Mare, Roman Vodă, nu știu, informatică, sau la alte sau la școli generale, vin și ăia de undeva, de unde au învățat. Vin și de la țară și au performanțe. Și atunci, aici problema ține de altceva. Nu neapărat de... Dar sunt și mulți, și aici o pot spune cu toată responsabilitatea, mai ales în clasele acelea, în care nu mai există... Mai există notare acolo, domnul Ploscă? La clasele 1... Unde anume? La clasele 1-4. Calificative. Deci. Și aici presiunea părinților pe învățători este imensă, ca toți să termine cu foarte bine. Nu că n-ar fi bine să termine toți cu foarte bine. Nu mai există note și de aici probleme. Da, deci revin la întrebarea aceea. Performanță versus salarii. Nu aș vrea neapărat să intru în polemică cu ascultătorul. Eu vorbesc de problema de fond. Legate de evaluare. Și niciodată noi nu am fost împotriva unei evaluări. Numai că această evaluare trebuie să fie obiectivă. Să aibă niște criterii clare de evaluare. Dar pe de altă parte, sigur, așa cum spuneți dumneavoastră, există performanță. Dacă ne gândim în mediul rural, cum spuneți, și acolo oamenii sunt destul de necăjiți. Copiilor la fel și învățătoarea respectivă reușește să-i facă să scrie, să citească corect, eu zic că deja este vorba de o performanță. Avem pe urmă performanța cealaltă, olimpicii și așa mai departe. Copiii ăștia sunt din școala românească? Sigur că am discutat și despre lucrurile astea și o să discutăm în continuare, dar încă o dată trebuie să găsim exact niște criterii obiective de evaluare, nu după apartenența politică. Da, aici ar fi bine totuși ca din când în când chiar sindicatul să aibă, cum să vă spun eu, o atitudine tranșantă când avem oi negre și în sistemul de învățământ. Pentru că atunci toate protestele astea ar fi mult mai credibile. Știți? De acord cu dumneavoastră, dar iarăși...
ascultătorul dumneavoastră, dacă este de bună credință, noi îl invităm cu toată deschiderea să ne viziteze la sediul nostru din strada Petrolanii 24 și să stăm de vorbă pe argumente. Și s-ar putea ca și dumnealui să aibă dreptate. S-ar putea să avem și noi dreptate. E, cred că ar fi un lucru benefic. Și invităm pe toți părinții care doresc sau chiar dacă nu, copiii nu îi mai au în școală, să vină să discutăm. Poate discutând găsim... Bine, că soluțiile până la urmă noi le găsim, dar depinde de decidenți dacă o să fie aplicat. Știi? Absolut. Da, aveți dreptate. Da. Bun. Să revenim. Care sunt șansele, acum la modul ăla serios, care sunt șansele ca luni să existe, să fie grevă generală? Pentru că n-am mai avut o grevă generală de când? Din 2005? Din 2005 a mai fost o încercare în 2010. Nu, nu, dar eu zic grevă cu adevărat. Și atunci a fost grevă, dar a ținut vreo 3 zile numai. În 2005, dar vă amintiți foarte bine că am avut și grevă în 1999 de 6 săptămâni. Da, bun. Da. Care sunt șansele? Păi, dacă ne referim la acest moment în care discutăm, șansele sunt 100%. Deci este hotărât să intrăm în grevă generală începând de luni. Acum, nu știm ce se va întâmpla în zilele acestea, că văd că se încearcă, că suntem și ministrul muncii, l-am auzit că ne așteaptă. Bun, dar domnul Ciolacu, viitorul prim-ministru, a zis că ia mai stați voi la colț. L-am auzit și chestiunea asta și mă surprinde și pe mine. Eventual și pe niște boabe de porumb. Social-democrat, da, da. Ei stau și se gândesc că la un moment dat își fac socotelile că probabil că o să ne amăgească, că la anul este an electoral și să nu uite, domnii, că în 2008 alegerile au fost pierdute datorită votului celor din cancelari. Atunci vă reamintesc ce s-a întâmplat când trebuiau să crească salariile noastre cu 50%. Domnul Tăriceanu era prim-ministru, iar domnul Tăriceanu a fost... Legea trecută prin Parlament, aprobată de, promulgată de președinte, iar domnul Tăriceanu nu a aplicat. Aia a preferat să investească banii, că existau banii, în alte lucruri, vedea campania electorală. Și domnul Tăriceanu a pierdut alegerile, să știți atunci. Să ia aminte și domnii ăștia. Chiar dacă păi e cam greu, domnul Plăscă, e cam greu. Că, să vă spun, e o alianță care... nu poate pierde alegerile nici dacă vrea. Deci nici dacă vrea. Dacă n-au candidat, nici dacă s-au candidat. Da, sau fac alegeri și fără să candideze câștigă. Adică despre ce vorbim aici? Da. Este drept. Poate n-ar fi rău să facem un partid al cadrelor didactice. Poate n-ar fi rău nici lucrul ăsta. Să știți că s-a mai încercat cu ani în urmă ca sindicatele să-și ducă candidați și au fost chiar pe la câțiva. Bun, a eșuat în mare măsură chestia asta, nu din cauza ideii, ci din cauza de persoane. De persoane, așa este. Da. Și avem exemplele respective. Eu cred că... Sper să nu reîncălziți ciorba, știți? Sper să nu reîncălziți ciorba. Dacă în țara asta politicienii ar fi politicieni, dacă ne-ar lăsa în pace în învățământ, să facem învățământ, să se asculte cei care lucrează efectiv la catedră și care văd exact lucrurile cum stau și ce ar trebui făcut și să fie consultați, nu ONG-urile, nu am nimic cu ele, dar iată și la când doamna ministră a zis că nu mai e bun ce a făcut precedentul ministru și a revenit asupra. Bine, dar știți cum e. Au fost consultate ONG-uri peste ONG-uri și am ajuns la fel și fel de minuni. Da. Bun, acum să vă întreb niște chestiuni practice. Dacă greva generală va ține mai mult, este sindicatul pregătit cu măsuri de ajutorare a cadrelor didactice? Din păcate, noi nu avem un fond de grevă. Dar de ce nu aveți fond de grevă? Poftim? De ce nu aveți fond de grevă? Fiindcă colegii noștri, noi am lucrurile astea se iau prin hotărârea colegilor noștri și am propus lucrurile astea și în conferința județeană și oamenii, era ideea să contribuim
și la acest fond de grevă, iar dacă nu se va întâmpla nimic, dacă omul iese din sistem, să-i se returneze banii. Ei, colegii noștri nu au fost de acord cu lucrurile astea. Am înțeles. Deci, practic, fiecare e pe cont propriu în perioadă. Suntem pe cont propriu, așa este. Aveți dreptate. Așa au stat lucrurile, din păcate, dar vă spun că așa stau lucrurile și în alte părți, numai sindicatele foarte mari, nu neapărat din educație. Profesorii din Norvegia, de exemplu, discutam cu ei și spuneau că fac cumva prin rotație greva, tocmai datorită faptului că nu au fonduri suficiente ca să îi ajute sindicatul de acolo. Bun. Să vedem ce se va întâmpla astăzi și să vedem dacă de luni se intră în grevă. Noi sperăm să și greva de astăzi, chiar dacă este una de două ori, chiar dacă oricum deranj va fi, să atragă încă o dată atenția că trebuie găsite soluții pentru sistemul de învățământ. Dacă se dorește. Dacă se dorește. Vă mulțumesc pentru... Colegii noștri însă să-și onoreze angajamentul luat prin semnătură pe referendumul pe care l-am avut și împreună să mergem înainte. Și acum, o întrebare... Să spun eu, răutăcioasă. În câte locuri din județ credeți că greva de astăzi de avertisment se va ține cu adevărat ca grevă? Știți la ce mă refer? Noi avem niște semnale pe care le-am discutat aseară. Unii colegi de-ai noștri, avem și colegi de-ai noștri care nu ar renunța la grevă, alți care ar veni către grevă. Am înțeles. Așa că n-aș putea să fiu foarte... dar cred că în instituțiile mari de învățământ, și aici vorbesc de Raj, de, așa cum am spus, școli Falion ale județului, iată, Roman Vodă, greva va fi pe bune. Bine, vă mulțumesc și ținem legătura de acum încolo zilele astea. Și eu vă mulțumesc și cu plăcere. Doamne ajută, numai bine. Sănătate. Deci, ați văzut cam care e situația. Până și grevele se fac la noi în stilul ăsta. Dar eu nu știu de ce, mă gândesc că până luni se va găsi o modalitate prin care câțiva lideri de sindicat importanți la nivel național să fie miluiți, miruiți și să înceapă încet, încet pași înapoi. De ce? Pentru că fiecare dintre ei are dulap acasă și în dulap, dacă deschizi ușa, mai ales pe la lideri importanți la nivel național, cad scheleții peste ei. Da, vedem, trăim, vedem și informăm atât cât se poate. Ne oprim aici. Alte lucruri nu discutăm astăzi în afară de grevă, pentru că e, ca să spunem așa, evenimentul zilei de astăzi. Cele bune, numai bine, ne vedem și dimineață la cafea.